în general ficțiunile istorice, pentru că scot niște oameni din ramele strânte în care îi știam așezați, sau poate că nu îi știam deloc, și ne împățișează în complexitatea lor sufletească sau în viețile de familie, care explică mult mai bine realitatea pe care a înregistrat-o presa ori istoria. Soția aviatorului, de aseară, de când am terminat de citit romanul, a devenit una dintre ficțiunile istorice, biografiile romanțate, mai mult sau mai puțin preferate din lista mea de ficțiuni istorice, pentru că am empatizat destul de mult cu personajul pe care îl prezintă scriitoarea Melanie Benjamin. Nu am știut cine a fost Anne Lindbergh până când am deschis această carte. Prin urmare, eroina cărții este Anne Lindbergh, soția celebrului aviator care a traversat, Atlanticul și pe care m-am amuzat puțin azi dimineață când am intrat să mă uit la niște fotografii și am găsit-o într-o referință pe site-ul NASA și avea trei atribute. Era numele ei scris și apoi primul atribut cu care era înregistrată pe site era nevastă, pilot și scriitoare. Scriitoarea ne demonstrează că, de fapt, cea care a stat în umbra soțului a fost mult mai mult decât o simplă soție. Fiică de ambasador, s-a căsătorit prin surprindere aici a tuturor cu celebrul aviator care era extrem de vânat în momentul acela de presă și și-a pierdut cumva identitatea. Dintr-o iubitoare a poeziei stelelor, a ajuns să vadă în stele puncte de orientare pentru că a intrat în lumea soțului și a privit lumea și și-a trăit viața așa cum de fapt și-a dorit soțul ei să o vadă. A devenit nu doar copilotul, întregul echipaj al soțului, însoțindu-l în zborurile sale, ci și prima femeie pilot care a pilotat un avion, nu mai știu exact care era denumirea, nu am cunoștințe foarte vaste în domeniul respectiv. Dar ce face autoarea noastră? A reușit să citească extrem de temeinic jurnalul pe care l-a ținut această femeie, dar și scrisorile pe care le-a schimbat cu soțul ei și ne-a oferit o carte despre cât de tumultoasă i-a fost viața și cât de dureroși au fost pașii pe care i-a făcut în ambele direcții. Pentru început, pierderea identității și intrarea în lumea soțului, devenind o soție supusă, o slujnică a soțului, o mamă care își îngrijește copiii, o femeie care trebuie să stea în picioare când dorește soțul, dar mai ales pe ultima parte, pașii la fel de grei sau mult mai grei pe care a făcut în cealaltă direcție a descoperirii de sine. Pe lângă evenimentele extraordinare care sunt prezentate în roman și care corespund în cea mai mare parte realității, autoarea dublează acest fir narrativ cu reflecțiile femeii care este extrem de conștientă, extrem de lucidă de la un punct încolo, când își dă seama că ea nu este decât o femeie care privește viața prin ochii altcuiva și este neapărat nevoie să se întoarcă către ea însăși. Autoarea o scoate din umbra soțului și o pune, o așează în propria lumină, aducând în pagină, și sunt multe pagini, sunt 390 de pagini, toate conștientizările de sine, toate frământările, nu există nimic patetic în carte, nu există pasaje lacrimogene, ci doar luciditate a cunoașterii de sine, a asumării, și puterea pe care o capătă această femeie final este cea care o salvează. O salvează pentru toți membrii familiei, dar mai ales pentru ea. Și în finalul romanului, de fapt, aflăm, este o surpriză pe care ne face autoarea, nu dezvăluim finalele efectiv, aflăm că, de fapt, cea mai mare putere a ei stă în iubire și iertare. Dacă într-un timp credea că trădările bărbatului au fost mai mari decât iertarea pe care o poate ea oferi, descoperă și este împăcată cu sine când își dă seama că de fapt are în ea destul de multe resurse pentru a ierta și pentru a merge mai departe. Asta
renunțând la scris, renunțând la literatură, ea fiind absolventă de filologie, se străduiește de-a lungul vieții să țină jurnale, să scrie cărți, le scrie cumva tot din perspectiva soțului, scrie despre zborurile pe care le face, până când la un moment dat reușește să scrie propria carte despre propriul suflet și aș vrea să citesc un scurt fragment, dacă avem timp, tocmai despre această revelație pe care o produce scrisul, eu o produce, eu oferă scrisul. Am lucrat cu concentrarea miroapă a unui meșteșugar. Nu m-am lăsat zorită, m-am împotrivit sugestiei lui Charles de a-mi stabili un orar, un anumit număr de cuvinte zilnic, cum făcuse el. Nu m-am grăbit, mi-am găsit propriul drum, zăbovind asupra cuvintelor, căutând imagini. M-am reconstruit ca femeie înțeleaptă, înțelegătoare, împăcată. M-am reconstruit pe pagină, rugându-mă să mă pot reconstrui în viața de asemenea. Știind că ăsta ar fi fost cel mai curajos lucru pe care îl făcusem vreodată, căci îmi cunoșteam prea bine soțul, știam că doream să am succes, să fiu puternică și neînplicată doar în abstract. În realitate, avea nevoie ca eu să rămân slabă, mulțumindu-mă să privesc lumea prin ochii lui, nu ai mei. Această documentare temeinică pe care a făcut-o autoarea nu putea să ofere un roman foarte bine scris decât cu multă empatie din partea scriitoarei, însă ceea ce mie mi se pare că a reușit. Mulțumesc foarte mult, Ana Cărban.